Între timp încep negocierile pentru desemnarea unui nou premier și formarea noului executiv, mai ales că luni Klaus Iohannis așteaptă partidele la negocieri. Există o listă de eventual șef de guvern pus în circulație încă de ieri, dar evident că nu sunt excluse nici surprizele. Xenia Croitoru, colega mea, este acum la Parlament și ne povestește ce se aude pe acolo. Bună, Xenia, ce alte nume mai sunt vehiculate? Bun găsit, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Avem o listă cu mai multe nume, după cum spuneai și tu, printre numele vehiculate. O listă care a apărut ieri, se numără Florin Georgescu, prim viceguvernator al BNR. Mai există și numele lui Carmen Dan, dar și Mihai Fifor, președintele Comisiei de Anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009. Alte nume cunoscute printre acestea se mai numără Eugen Teodorovici, fost ministru al fondurilor europene. Mai vorbim despre Viorica Dăncilă, europarlamentar din partea PSD, dar și Sorin Moisa, europarlamentar tot din partea PSD. Sunt doar câteva nume de pe lista cea lungă a celor de la PSD pentru propunerea de premier. Pe de altă parte, în acest weekend urmează ca cei de la PSD, dar și cei de la ALDE, să aibă o ședință în care să stabilească numele de premier cu care vor merge luni în fața președintelui Klaus Iohannis, pentru că luni președintele Klaus Iohannis a spus că vor avea loc consultări pentru propunerea de premier. În altă ordine de idei, rămâne să vedem care va fi acest nume, pentru că Liviu Dragnea, președintele PSD, spunea ieri că are 4 variante de nume, citez, și domni, dar și doamne, doar cu una dintre acestea va merge luni în fața președintelui Klaus Iohannis. Rămâne așadar să vedem care este acest nume. Pe de altă parte, spunea Liviu Dragnea că este convins că această propunere nu va fi refuzată în niciun fel de președintele României. Xenia, îți mulțumim pentru informație.